la nunta neamului. Bună ziua și bine ați venit, doamna Nabuc. Poftiți, poftiți, domnul ministru, poftiți! Numai bucuriile, dar și zestrea. Fata tati, zestrea cea spirituală, ai vrut să spui, zestrea spirituală a neamului nostru, care înseamnă datinile, poveștile, folclorul, dorul și covorul. Ei, și dacă folclorul și dorul țin de inimioară, lada de zestre este cartea de vizită a gospodarului. Și când e nunt în sat, se scutură țoalele, se joacă pernele, prosoavele și covoarele. Este adevărat, satul trăiește, se aude chiuială, în deal și până în vale. Avem tocmai două nunți în sat. Cum să reușesc eu să mă uit tocmai peste două porți? Lasă, lasă, ia că de-l vezi Gicu Aluvania Căldare. Îl vezi, filmează toată nunta. O să te uiți pe urmă, pe casetă. Ei, tatăi, eu vreau să văd nunta pe Jiu, nu pe casetă. Că la aia de pe casetă mă uita la nunta de aur. Dar și ai pierdut acolo, dragă tati. Vreau să știu și eu, dat zestri miresei șapșulelea Maria tare mai ține la băietul ei. Of, câte fete au învârtit un pe măsă o nimerit. Ei, tare vă mai place vouă, femeilor, să vă băgați în borș trăi. Ei, auzi, tătăi, e ca parcă Natalia nu m-a întrebat de 100 de ori de detalii despre Gheorghe Anieu. Te-am întrebat, este adevărat. Dar și ești de lepădat? Nu. Și apoi, mamă, dar câte ierni au țesut covorul și ăla în stativi? Câte șezători am făcut noi la noi în casă? Amintește-ți! Băi, tot satul s-a minunat când te-am scos din casă și din ogradă cu covorul acela. Și nuntașii vornicei au jucat covorul. Ții minte? Dar ăsta-i, ăsta-i, dragă tati, dar... Zău, tu nu știi pe cine a luat din nănaș? Ei, tatăi, pe cei mai gospodari oameni din sat? Numai că de-am îți duș la capitală. Și ia că au venit cu autobuzul plin în sat. Așa. Este chip să fii văzut și autobuzul tău. Tatăi, nici îmi trebuie eu tot ce le văd. Ia ca scurduca numai și un Icaros prin sat. Și era legat cu prosoabe pe la oglinzi. Bă, leleu, și așa de tare chiu eu nu precis că vineau la nuntă. Așa, cu Icarosul zici. Da. Păi dacă e cu Icarosul înseamnă că sunt mulți. Păi, dar vor avea loc la masă toți? Tatăi, dar pe nunta în cort? Tare frumos e așezat. L-a umplut cu covoare, cred că o strâns țoalele de prin tot satul. Dar și acolo ai fost. Și acolo ți-ai băgat nasul. Și în cort. Tatăi. Și cortul l-ai văzut, da? Da. Dar cine poră acolo, ai văzut? Erau toți cu mătrii lui Badea Gheorghe și frații mei mari al lui Ștefăneț.
Vrei să spui că... Dar eu n-așun s-a oprit cu Icarus. Tatăi, s-a oprit la casa părintească. Lelea Catinca de-a m-a făcut masa în ogradă. Era și focul dat în cuptor. Eu așezat la masă și așteaptă să vie muzicanții, să iei la nuntă. Băi, 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 tu-le mama lui, a? Tare ne-a mai șters nasul la toți, nu? Hei. Cu așa nănaș, ce nu? Da! E, hai, întinde-ți gâtul peste gard și uite-le. Ia spune și mie cum a fost tot alaiul acela. Mai frumos, mai mândru ca la noi, sau nu? I-am auzit. Ia, 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 să pregătesc lăutare de cântat. Cine, dacă cine-s lăutare? Băi, e și el o Ștefăneț, așa-i? Mm-hmm. Da, scunchi, da bun. Băi, da, da, bun, faci, tatăi, da scunchi, faci, tatăi, este adevărat. Da. Da. Le trebuie o farfurie acolo de pus, când s-o raduna lumea, să spună bani. Cu, să ne răsplătim cu muzicanții pe urmă. Așa-i, așa-i, da? Da. Ei, lăutare, hai muzica! De muzică populară a fraților Ștefăneți în formulă de nuntă. Chiuiți, băi!
Frumoasă armonie aici domnește în ograda neamului, ograda Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Suntem bogați prin tradiție, prin lada de zestre, prin oamenii care semnează prezentul și care sunt adevărații promotori ai valorilor național-umane. Dar noi încă mai știm să ne bucurăm de viață, mai știm să ne bucurăm de lucruri mărunte, dar importante. Noi încă mai știm să ne adunăm la masa de sărbătoare împreună pentru a ne bucura împreună. Noi încă punem prosopul la icoană în casa cea mare și încă aprindem candela sub ea. Și mai avem nuntă în sat astăzi, oameni buni, și vă mulțumim din suflet că așa, cu tot frigul, ați găsit timp să veniți să vă bucurați împreună cu noi. Da, unde mai pui că ne-a onorat cu prezența lor și oaspeți de la capitală? Ia ca până și ministrul culturii a venit la noi, domnul Sergio Prodan, și nu a venit cu mâna goală. Domnule ministru, vă poftim aici. Vă poftim mai aproape, domn ministru! Bună ziua, cinstiți meseni, tinerii și nașii. Să vă trăiască tinerii, să vă trăiască nașii, casă de piatră. Cum s-ar zice, la o nuntă nu se vine cu mâna goală. De aceea începem cu lucrurile concrete. Cine cât pune pe masă? Și Ministerul Culturii trebuie să pună pe masă, că asta e menirea lui. Pentru că cultura, arta, tradițiile populare să înflorească. Dar și în calitate de simplu cetățean n-am venit cu mâna goală, de la Dumnezeu mai mult, de la noi mai puțin, un covor. Chiuiți, băi! Scuzați, e vechișor, nu-i nou-nouț. Dar e prețios, domn ministru. E purtat, e din 1875, este trecut anul pe el. Este trecut și numele autorului, Sârghi Ciolan. Asta ca să înțelegem că și bărbații vor lupta pentru drepturile lor de a avea meserii, nu doar femeile. Deci, iată, Sârghi Ciolan este autorul acestui covor și a trecut numele pe covor. A stat la război în 1875. Apropo de războaie, mă gândesc că acest covor a trecut două războaie mondiale. A trecut prin atâtea evenimente, prin atâtea mâini. Aș vrea să spun că e covorul familiei mele, tradiții, și eu îl transmit acum muzeului, dar nu e așa. A nimerit la mine întâmplător, l-am procurat cu ocazie, dar mă întreb, știți cu toții, este, haideți să-l punem, necesită restaurare și domnul director cu siguranță va contribui ca să fie restaurat, poate replici făcute. Dar mă întreb, vreau să zic, nu țin minte exact denumirea filmului, despre o vioară, apropo de vioară. Despre o vioară din soarta acestei viori care a trecut prin atâtea mâini. Moldova, Basarabia, nu prea a făcut viori, decât fabrica de mobilă. Și iată, mi-e frică foarte mult de acum înainte să nu rămânem doar cu viorele scumpe, să nu ocolească Republica Moldova. Dar iată covorul care a trecut prin două războaie mondiale, prin atâtea mâini, atâtea sorți, să ne povestească covorul cât a văzut el pe durata acestor, iată, 150 de ani. Pentru că covorul, scoarța moldovenească, este de fapt vioara noastră. Este acea bogăție care a putut poporul, în care s-a regăsit poporul. Acele tehnici care, iată, grație doamnei ministru Babuc,
este în perioada când Dumnezeu era ministru al culturii, tehnicile de confecționare au devenit patrimoniu UNESCO. Ca și această minunată, ca minunat târg de al covorului, și vă mulțumesc pentru aceasta, doamna Babuc. Deci covorul ar fi putut povesti foarte, foarte multe despre soarta noastră, despre istoria noastră, despre sorțile oamenilor noștri. Trebuie să păstrăm acest lucru, trebuie să dezvoltăm acest lucru și să-l putem comunica. Asta e sursă de inspirație pentru toate genurile de artă. Scriitorii ar putea scrie, imaginar această soartă prin intermediul covorului. Un film ar putea fi făcut despre viața noastră văzută prin covor. Știți, eu tot timpul am spus că problema noastră întotdeauna a fost că toți încep sau vor să înceapă de la zero. Acum am venit eu și acum o să facem. Eu toată viața am spus, îmi doresc acel moment când vom spune, iată, cei care au fost înaintea noastră au făcut până aici, de aici încolo facem noi, poate va veni cineva și va continua să facă și după noi, să continue lucrurile bune. Târgul covorului este un eveniment important și sper să devină un festival de durată, mulți ani înainte, astfel încât nu doar noi, nu doar pentru noi, să fim interesanți pentru și cei de peste hotare, să devină o atracție turistică, acest târg a covorului, și noi să ne regăsim în familia europeană cu propria identitate. Vă mulțumesc și la mulți ani! La mulți ani! Mulțumim frumos, domnule ministru! Vă rugăm să nu plecați, să rămâneți cu noi la nuntă! Așa, să rămâneți împreună cu toți nuntașii, pentru că avem loc pentru fiecare. Azi e nuntă boierească, neamul să le trăiască, lumea să se veselească, rudele să se încuscrească și tinerii să trăiască. Chiuiți, măi! Dar e bine că nunta, de fapt, are un conocar, un prezentator, un om care le știe pe toate, care le poate organiza pe toate, unul care să ne spună când se leagă nașii, când se rupe colacul, când se dă găina la nănaș, când se joacă găina, când se face încuscritul și, cel mai important, covorul dorului, că doar de asta ne-am adunat astăzi aici, să vorbim despre covorul dorului și să jucăm covorul dorului. Iar printre noi este și stăpânul acestei curți, care le știe absolut pe toate, și uitați-vă cât de frumos a organizat totul aici. A scos toate covoarele din ladă și uite, e ca în muzeu aici deja, în curtea noastră. Hai, Rusalin, o să-l chemăm aici mai aproape. Da, domnul Petru Vicol, directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Tari frumos la Niatali, tamanca la muzeu! Tari frumos la Niatali! Prin și mahală ai fost, de unde ai scos covoarele? Stimate domnule ministru, stimate doamnă ministru Babuc, dragi meseni, dragi mire și mireasă, stimați nănași, cred că ați venit cu buzunarele pline să susțineți tânăra familie. Domnule ministru, vreau să vă mulțumesc pentru acest cadou minunat. De fapt, este un cadou pe care l-ați făcut patrimoniului național. Deci este un covor foarte valoros în momentul când este țesută data și persoana care a contribuit la acest covor. Deci acest covor are o valoare memorialistică extraordinară. Deci cu siguranță noi, și eu personal vreau să vă promit că voi încerca să aflăm cine este acest ciolan, deoarece am avut niște studii la acest capitol, v-am spus. Eu cred că lucrurile se vor clarifica. Dar vreau să vă salut pe toți la a 8-a ediție a Târgului Național al Covorului Dorului și mă bucur că această inițiativă a prins rădăcini și a prins rădăcini în curtea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală ca un arbore al vieții, care are rădăcini puternice în pământ, dar are și ramurile înălțate spre cer. Cu siguranță că acest târg va dăinui foarte mulți ani înainte
Și eu foarte mult sper să fie aici, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, instituție care are cea mai mare contribuție, să-mi fie iertată lipsa de modestie, dar are cea mai mare contribuție la promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, material și imaterial. Datorită muzeului, angajaților muzeului, desigur, cu contribuția decisivă, administrativă a Ministerului, acest dosar la 1 decembrie 2016 a fost înscris în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial și tehnicile de realizare a acestor scoarțe a devenit un element recunoscut pe plan internațional, mondial și astăzi covorul nostru românesc este de fapt în multe case din Europa, din lume, este ca decor, ca simbol. Și acest lucru se datorează nouă tuturor. Fiecare din noi a pus umărul la ceea ce numim noi scoarță, covor tradițional. Vă mulțumesc foarte mult, sper să fie un timp bun, să vă simțiți bine în curtea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Mulțumesc tuturor pentru implicare, Direcției Patrimoniu a Ministerului Culturii, care împreună am lucrat și a fost o colaborare foarte bună și eficientă. Mulțumim pentru susținere și sper să fie o nuntă, nu știu cu în alte sate, dar la noi se mai băteau. Numai de la covoare putem să numai batem. De la covoare, deci. Vă mulțumim și... Admitem doar bătălia vorbelor frumoase și a gândurilor frumoase. Da, și a covoarelor. Și a covoarelor, apropo de covoare, uite, ce fel de nuntă fără daruri. Domnul ministru deja foarte frumos a dat pocinogul. E frumos să-l continuăm tot în felul ăsta. Da, mai ales că și muzeul are cu ce se lăuda. Vrem să o invităm aici alături de domnul director, pe doamna Raisa Lungu, meșter popular care a țesut în incinta muzeului special pentru muzeu, dar mai multe știe domnul Vicol, poate să zic despre covorul ăsta. Haideți să-l arătăm. Dar dați-i aplauze, vă rog, doamnei meșterițe. Doamna Raisa Lungu. Doamna Lungu, cât are covorul ăsta? Cât pe cât? 2,60 m pe 1,64 m. E bunișor. Da. Așa. Cât, este... Cam cât cântărește el? E ușurel, că e lână. Lână de cei modernă. Da, și e ușurel. Dar e foarte prețios și cu drag și cu suflet ales. Ați numărat câte nuanțe sau câte culori? Da. Culorile sunt pentru așa ca în lanul de grâu. Floricelele din lanul de greu. Stilizate. Da. Foarte frumos, merită să-l aplaudăm. Vreau să-mi spun ceva? Eu vreau să mulțumesc doamnei Raisa Lungu pentru acest dar frumos. Este angajată a muzeului, pe lângă faptul că este meșter popular recunoscut, este și angajată a muzeului și acest proiect pe care l-am inițiat acum în primăvară, doamna Raisa. Deci a fost o idee foarte interesantă să instalăm în centrul muzeului un război de țesut și iată, ea, în fiecare zi, foarte atent, migălos, deci a țesut acest covor sub privirile vizitatorilor. Deci au fost persoane special din străinătate, au rămas foarte uimiți de ceea ce se întâmplă în muzeu și chiar au filmat, au făcut anumite subiecte video. Acest covor se va păstra în patrimoniul muzeului și va fi valorificat. Vă mulțumesc, doamna Raisa, sănătate! Domnul să vă binecuvânteze cu multe, multe daruri frumoase, dar în primul rând cu sănătate și optimism și speranță. Eu vă rog foarte mult. Mulțumim mult și vă mulțumesc, domnul director, pentru că a acceptat această propunere a mea și în aprilie, la sfârșitul aprilie, cu soțul l-am urzit aici în muzeu și soțul așa mi-a zis: știi, să-l donăm muzeului, să rămână ceva în urma familiei Lungu. Și cred că nu o să fie ultimul. O să mă stărui cât o să lucrez, să fac și să aleg covare, să țâs catrințe, brâie aici la muzeu pentru să fie donate muzeului. Vă mulțumesc mult că a acceptat această propunere a mea. Și... Andrușca, dacă mă vezi, ori mă auzi din ceruri, dorința noastră s-a împlinit. Am dăruit muzeului covorul ales cu tine. Vă aude și vă vede cu siguranță, doamna Lungu. Vă aude. Mulțumim și... foarte sper mult. Sper că n-ați tesut și nopțile.
Ăștia sunt oameni buni depuși în rama vieții. Da, dați-i, vă rog, aplauze, doamne meșterițe. Și avem și o diplomă pentru dumneavoastră, este diploma de excelență pentru munca depusă pe altarul culturii și al tradițiilor neamului românesc. Vă mânează, domnul director, cu aplauzele nuntașilor noștri. Iar eu, cu deosebită plăcere, vreau să o invit aici, mai aproape de noi, de microfon, pe cea care în 2014 iniția târgul covorului. Național al covorului. Așa. Ex-ministrul culturii între anii 2013-2019, doamna Monica Babuc. Ministru culturii în perioada 2013-2019 și omul, apropo, nelipsit de la toate edițiile de până acum. Mulțumesc, stimate domnule ministru, stimate domnule director, dragi colegi și prieteni. Mulțumesc în primul rând pentru această invitație. Nu am putut să nu o onorez pentru că covorul Dorului face parte din inima mea. Și cu ocazia acestui eveniment, la 8-a ediție deja, aș fi vrut să vă amintesc cum a apărut ideea acestui eveniment. Era mulți ani în urmă, în 2013, într-un noiembrie ploios și noroios, într-un sat din Briceni, departe, departe de Chișinău, într-o vizită de lucru ministerială la Briceni, după multe sate, m-am oprit în unul dintre ele, foarte cunoscut, Drepcăuț pe numele lui. Și am mers acolo de la școala de arte locală la primărie, de la gimnaziul local până la centrul de asistență socială, mă rog, ca și un ministru, ca să-mi las la sfârșit casa de cultură din acest sat, acolo unde colegii noștri, șefa casei de cultură, bibliotecara, cei care conduceau colectivele folclorice din acest local așteptau cu sufletul la gură ministrul culturii, așa cum se întâmplă în fiecare sat de la noi, pentru că avem, din păcate, sute de case de cultură care sunt într-o situație deplorabilă, pentru că după destrămarea Uniunii Sovietice am avut o finanțare foarte proastă a obiectivelor de cultură. Zic, am intrat acolo și pentru că am mestecat mult, mult glod în Briceni în acea zi, și chiar dacă m-am străduit să încerc să curăț papucii înainte de a intra într-un lăcaș al culturii, se întâmpla că papucii nu erau tocmai curați. Colegii m-au invitat în unica încăpere, o cămeruță mică în care zidise o sobiță cu ceramică de cernăuți, unde era cald și unde era un ceai ferbinte și o plăcintă. Și înainte de a intra în această încăpere, am văzut pe jos întins un covor de la care mi-a stat mintea în loc. Pentru că am înțeles, ca și istoric și om care are o brumă de cunoștințe etnografice oricum, o comoară în fața mea. Era un covor foarte vechi, dar foarte bine păstrat și cu o imagine foarte rară pentru covoarele basarabene. Una antropomorfă, era un covor care se numea Păpușa, cu imaginea unei fete tinere stilizat în acest covor. Am încercat să-l ocolesc, nu mi s-a lăsat inima să calc peste el și colegii mei au zis, doamna ministru, treceți că este un covor tare vechi adus de la mătușa cutare din ladă și l-am pus aici să ne țină cald, că-i tare rece în casa de cultură. N-o să mă credeți că după aceea ce le-am explicat cât de mare este importanța și valoarea acestui covor, revenind spre Chișinău, m-am gândit, dar nu se poate să lăsăm covoarele noastre să fie călcate în picioare. Trebuie să facem ceva ca căldura lor să ne încălzească nu numai iarna și nu numai picioarele. Trebuie să facem ceva să ne încălzească sufletele. Și iată, în 2014, împreună cu colegii de la Ministerul Culturii, o salut aici pe doamna Svetlana Pociumban, pe domnul Andrei Chistol, pe toți colegii de la Minister, cu care am lucrat la 5 ediții a covorului Dorului, l-am numit așa pentru că ne era dor de covor. Am realizat această revenire a covorului în sufletele noastre. Eu mă bucur că această idee are continuitate. Eu îi mulțumesc domnului ministru Prodan pentru sentimentul acesta de apartenență la acest proiect și pentru covorul care l-a adus aici la muzeu, la fel cum am făcut de-a lungul anilor și noi, aducând aici la muzeu tot ce am putut găsi de preț din patrimoniu.
Eu mă bucur că acest festival are continuități la Ocnița, la festivalul Firicel Țesut la Nord, la Orhei, la festivalul frumos Covor Basarabean, la Gaidar, în regiunea Comrat, deci în UTA Găgăuzea și se numește Găgăuz Chilimnerii. Prin urmare, această idee a prins. Eu vreau să vă spun doar atât. Atât cât o idee o să ne unească și o să ne facă să înțelegem că nu suntem nici buni, nici răi. Suntem puțini oameni buni în această țară. Și dacă suntem puțini, trebuie să găsim idei care ne unesc și ne încălzesc sufletele. Covorul Dorului este o asemenea idee. Eu îi dăruiesc viață lungă, îi doresc viață lungă, mă bucur că dacă se întâmplă această nuntă aici, înseamnă că vor urma și cumetrii, înseamnă că vor urma copii născuți și toate lucrurile astea frumoase legate de covor vor avea continuitate. La mulți ani tuturor! Sărbători fericite și Crăciun fericit care se apropie, iar covorul nostru să trăiască. Mulțumesc! Chiuiți mai pentru stăpâna ideii covorului Dorului! Mulțumim foarte mult, mulțumim și partenerului nostru Antrim, avem și o diplomă pentru cel mai bun partener, Fidel, care cumva vrem să aibă continuitate și să ducă game-ul mai departe. Da! Dați-i, vă rog, aplauze. Trebuia și cu un colac și cu un prosop, dar deam un... Pe urmă colacul și prosopul. Mulțumim foarte mult. Pe lângă colac și prosop, un pahar de izvar mai degrabă. Bună ziua tuturor. Apreciem foarte mult această diplomă. Și noi, ca în fiecare an, de când promovăm Moldova ca destinație turistică, am inclus covorul Dorului în agenda cultural-turistică a evenimentelor pe care o promovăm la expozițiile internaționale, acolo unde mergem să promovăm Moldova și să avem mai mulți turiști la noi acasă. Covorul Dorului face ca turiștii să aibă ocazia să viziteze Republica Moldova nu doar în perioada de vară sau toamnă, atunci când este mai călduț și mai bine, dar prin organizarea acestor evenimente în nesezon, deci în perioada rece a anului, facem să atragem atenția și să sporim interesul turiștilor pentru a vizita Republica Moldova și acum, pentru că este frumos și chiar a început și să fulguie și este într-adevăr magic. Eu mă bucur că noi reușim să valorificăm și să ne dăm seama chiar și pentru tinerile generații să valorificăm patrimoniul cultural imaterial pe care îl avem și noi asta ne dorim împreună cu partenerii noștri strategici și ne bucurăm de susținerea lor, în special activitățile pe care le implementăm și faptul că putem susține acum covorul Dorului, această ediție minunată, covorul, elementul central al nunții, se datorează faptului că avem suportul partenerilor strategici USAID și desigur acest lucru nu ar fi fost posibil fără suportul lor și în anii precedenți când am susținut aceste evenimente prin proiectul de competitivitate și dacă doamna Babuc a menționat despre doamna Svetlana Pociumban și despre domnul Andrei Chistol, eu o să menționez și implicarea și dăruirea și motivația pe care ne-a oferit-o persoanele, pentru că persoanele sunt de fapt acei motorași, da, care impulsionează să se întâmple anumite evenimente și să punem în valoare patrimoniul cultural pe care îl avem și o să menționez aici pe Doina Nistor, pe Diana Lazar, cei care au stat la dezvoltarea și parcursul de punere în valoare acestor elemente și în acest sens eu vă mulțumesc și o să susținem în continuare acest eveniment. Vă mulțumim. Mulțumim mult. Foarte mult! Asociația Națională a Turismului Rural să ajungă covorul Dorului pe toate potecile turistice naționale și internaționale. Dați-i, vă rog, aplauz. Auzi, tătăi, da, mă gândesc eu că deja bănunta noastră așa e frumoasă dacă eu nu o să am o fotografie în care o să văd colea lângă Mire și Mireasă, oaspeții noștri de vază. Ce fel de nuntași care nu fac o fotografie cu Mirele și Mireasă? Noi vă rugăm foarte mult să treceți lângă Mire și Mireasă. Poftiți lângă Mire și Mireasă, să facem o poză lângă pentru istoria evenimentului. Domnul director, doamna Lungu, vă rog și dumneavoastră. Antrimu, vă rog și dumneavoastră. Treceți împreună cu, da. Dacă nu grăiește satul, dacă nu grăiește gura lumii, degeaba mai au loc evenimente frumoase în satele noastre.
Și până musafirii noștri, nuntașii noștri de onoare, fac fotografie cu mirii și nașilor, noi, dacă o ținem tot așa, dragă tati, cu cheful, nu mai reușim să ajungem la nunta Lelei Maria Iliuț. Vorbă multă sărășii, nu știi? Așa e, așa e. Și apoi să nu uităm vorba moldovanului, cinstea mai întâi. Și la nuntă e tot așa. Trebuie să te duci să ciocnești cu fiecare, să-l iei în seamă pe fiecare, să-l ai de om, că doar de asta ți-o venit la nuntă și ți-o răsplătit datoria, nu? La câte nu te duci, tot atâția trebuie să-ți vii înapoi. Dar păi cum? Așa ne trebuie dacă am chemat tot satul. N-avem, n-avem de ales. Așa că hai, hai, trebuie să mergem și la nuntă la Lelea Maria, că hai, și hai, eu hai. Fost la noi. Neavoastră să fiți sănătoși, să petreceți cu noi în continuare, iar Lelea Maria vine cu... Cu vornicei, frumoși aleși presfrânceană. Absolut. Sunt cu toții studenții sau absolvenții Universității de Stat din Moldova și își spun frumos și clar, crenguța de iederă! De pirații! De mult aud chiuind, o nuntă pe drum vinind! Grădina cu florili, frații cu surorili, grădina cu flori mărunte, da și noi cu neamuri multe. Ieșiți lumii din bordei și vedeți afară șei! Bună seara de trei ori, bucuroși sunteți din noi, de sunteți bănuitori, noi suntem întorcători, mă! Unitățatul meu!
Bună seara, nuntași, gospodari, dar mai ales nu unii cei mari, socri mari și socri mici, noi, cu dragă de dumneavoastră, am venit la curțile voastre! C-au făcut doi gospodari și la anul care vine să mă facă și pe mine, bre! Și mai frate,
fata lui Ionică. E numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarni și-o împunge.
veniți și toți care ne-am adunat aici! Frumoasă nuntă împărătească cu mire și cu mireasă, doamna Maria Iliut și ansamblul etnofolcloric Renguța de Iedră de la Universitatea de Stat din Moldova. Mulțumim, mulțumim că ne-ați onorat cu prezența, că ați venit la nunta noastră. Noi revenim mai spre dimineață. Ei, hai! La masa cei mari, adică, da? Să le fie de bine Crenguței de Iedră și Maria Iliut, vă chemați pe mine la nuntă. Da, mă poftiți, da, m-am gătit, dar cum? Dar văd că te-ai chitit, Natalie, te chitești doar în fața oglinzii, dar ia ca părinții și ei cu fata să gătesc de când fata să te copășel. Fac lada de zestre, țăs, fac șezături, nu de altă, dar pe urmă trebuie să fluturi covarele. Și tu ai scăpat în momentul, da? Da, zău, că așa de tare vroiam să văd și ia ca n-am văzut și o scos de acolo. Draga ta, te liniștește ca Ectele, îl vezi pe Gicu, boievicu, Ectele. Ia cătele, el filmează, nu scapă nici o fustă. Lasă fustele, băi! O fost și o filmat la nunta și ei din capul celălalt de sat și a covrit și aici. Filmează oamenii cum râd. Tatăi, tatăi, ți închipui, azi ne uităm la casetă ca la sărbătoare. Dar la tine toată viața e numai sărbătoare, fata tati. Dar, nu știi, au venit muzicanți de ajuns, socrul mare e hrănit. Muzicanții, dacă nu-s hrăniți și nu-s cinstiți, nu cântă. E stare delicat. Ei o hrănit, de-amu trebuie să apuși și de cântat. Apoi eu cred că de-amu iar și cazul scânt, da, dacă da, e o hrănit. Da. Și nu de alta, dar vorniceii trebuie să învârt colacul în ireță și să-l rupă deasupra capului și tatăi. Muzicanți, eu știu, ia vă hrăniți, socru mare! Vă cinstit! Apoi hai cântați, dar! Ia ascult, tatăi, eu știu precis că în ireața să rupă bucata așa mai mare de colac. Ei? Da, dar ce eu am fost la cununie și am văzut. Numai măsă o întins solișorul și e prima o călcat. Pentru că așa a învățat o măsa. Da, și a mai învățat o măsa ceva. El a dus de căpăstru pe Vadea Gheorghe toată viața, înțelegi? Și a învățat-o și pe tine să se facă. Tatăi, dar asta nu-i de rău. Știi, moldovenii au o vorbă. Bărbatul e capul, dar femeia gâtul și nu-i chiar așa de rău. Dar hai că ne cântă lăutarii, să-i dăm într-o parte. Dar n-ai tu cu femeile? Dar cum? Muzica, hai. Ne cântă Iulian Corochi! Muzica, frate! Hai cu voie bună! Foaie verde, busuioc, azi e sat la noi, e joc, măi. Joacă fete și plăcăi, cum se joacă în sat la noi, măi. Foaie verde, busuioc, azi e sat la noi, e joc, măi. Joacă fete și flăcăi, cum se joacă în sat la noi, măi. Hai la joc, oameni buni! Lasă-n gacă la dreapta, uite așa se joacă fata, uite așa se joacă fata, măi. Ușor și apăsat, ca așa-i din bătână sat, ca așa-i din bătână sat, măi. Oameni bun ce s-a așez, să jucăm hora mai des, măi. Să jucăm hora cea mare, ca asta nu e sărbătoare. Oameni bun ce s-a așez, să jucăm hora mai des, măi. Să jucăm hora cea mare, ca asta nu e sărbătoare. Când la stânga, când la dreapta, uite așa se joacă fata, uite așa se joacă fata, măi. Ușor și apăsat, ca așa-i din bătrână sat, ca așa-i din bătrână sat, măi. Hai orchestra, cine poate chiuie? Foarte bine! Hai cu voie bună, fraților! Hai mândruțo, hai și noi să jucăm hora în doi, măi. Să jucăm hora pe loc, să răsară busuioc, măi. Hai mândruțo, hai și noi să jucăm hora în doi, măi. Să jucăm hora pe loc, să răsară busuioc, măi. Când la stânga, când la dreapta, uite așa se joacă fata, uite așa se joacă fata, măi.
ușurel și apăsat, așa-i din bătrân lăsat, așa-i din bătrân lăsat, măi. Când la stânga, când la dreapta, uite așa se joacă fata, uite așa se joacă fata, măi. Ușurel și apăsat, așa-i din bătrân lăsat, așa-i din bătrân lăsat, măi. Uiți! Bravo, dansatorii, să trăiască! Haideți și la o sârbă! Satul meu cel drag de lângă prun, unde m-am născut și am crescut, unde casa și tăicuța, unde mă așteaptă măicuța. Satul meu cel drag de lângă prun, unde prin boieri cu flori mă plimbam adesea ori. Satul meu cel drag de lângă prun. Foicică verde ia s-o mie, dragă-mi este însat vara mie, să aud cucul cântând și izvorul murmurând. Satul meu cel drag de lângă prun, dragă-mi este să trec satul și de-a lungul și de-a latul. Satul meu cel drag de lângă prun. De un foc și-mi este dor să văd vara prutul curgător, cu argint în valurele cântând onurile mele. Satul meu cel drag de lângă prun, ude-s flori de liliac și căsuța cu certac. Al meu sat nici când eu n-am să-l uit. Hai la sârbă! Plecat să tucule în lume, dar să știi că n-am uitat de tine. Mă-ntorc adesea ori la puinile cu flori și la satul meu de lângă prun. Și stau printre cele mele, cele cântam pe bălcele, satul meu corpaci de lângă prun. Șoc, șoc! Să trăiască neamul! Să trăiască dansatorii, bravo! Alături de mine e Cornelia Ștefăneț! Pentru toți prietenii! Ziua să mă fac cu soarta, n-o mai cer și nu mai cer alta. Altfel am să trăiesc eu viața mea după sufletelul meu. Veni ziua să mă fac cu soarta, n-o mai cer și nu mai cer alta.
altfel am s-o trăiesc eu viața mea după sufletelul meu. Mulți prieteni am în viață, pe toți îi adun într-un gând până la o nouă dimineață pe cea veche petrecând. Mulți prieteni am în viață, pe toți îi adun într-un gând până la o nouă dimineață pe cea veche petrecând. Așa! Și dumneavoastră! Și mers de noapte, eu din pace cântec, fac viața mea și dau supărările. Mi-a dus vremea fratele departe, dar și zor de zi și mers de noapte, eu din pace cântec, fac viața mea și dau supărările. Mulți prieteni am în viață, pe toți îi adun într-un gând până la o nouă dimineață pe cea veche petrecând. Mulți prieteni am în viață, pe toți îi adun într-un gând până la o nouă dimineață pe cea veche petrecând. Capul greu de gânduri te apleacă, că la bine și necaz viața mea câți prieteni mi-au rămas. Grijile la inimă te seacă, capul greu de gânduri te apleacă, că la bine și necaz viața mea câți prieteni mi-au rămas. Mulți prieteni am în viață, pe toți îi adun într-un gând până la o nouă dimineață pe cea veche petrecând. Mulți prieteni am în viață, pe toți îi adun într-un gând. Prietenia ne învață omenia pe pământ. Mulțumim! Cornelia Ștefăneț, Iulian Corochi, frații Orchestra Ștefăneț, Fluieraș. Spune-mi pur
Mulțumesc frumos! Și o piesă pentru neamul nostru frumos, pentru toți dumneavoastră, să vrească Moldova! Frații Ștefăneț și Fluieraș! Hai, 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 hai! Doamne, sunt om cu păcate, iartă-mi-le, Doamne, toate. Anii ce am petrecut, vai lume, și s-o iau de la țara și Carpații, să răsculte doinele, vai lume, sârbele și corele. Trece timpul și ne lasă lume, de nevoi și griji nu pasă. Să trăiască neamul meu, vai lume, că-i date la Dumnezeu așa. Așa, haideți să ne dăm aplauze! Bravo lăutarilor! Tare talentați, frumoși ăștia a lui Ștefăneț, băi! Tare frumoși și talentați! Și Cornelia Ștefăneț, și Iulian Corochi, și toți merită aplauze! Și frații! Și frații Ștefăneț, și Edgar, și Marcel, și toți băieții ăștia frumoși care au... Un covor frumos de piese muzicale astăzi aduse, ferice de mamele care au crescut așa fete și flăcăi mândri. Ferice de mirii care după nuntă au și o pereche de nănași, o pereche de părinți spirituali, care sunt ca și cum părinții lor pentru toată familia. Tatăi, dar da. Care sunt ei că nu-i văd, nu înțeleg care sunt nănași la nunta asta? Dragă mea, ai puțin de cărăbdare. Acum și o să-i legi cu prosoape, pe urmă o să-i așeze la masă, așa să-i vezi și tu și să-i aplaudezi. Și pe urmă o să strige lumea, amar! Amar! Să se fupe mirii, așa trebuie de spus. Mai întâi amar la miri, pe urmă amar la naș, pe urmă amar la nuntaș. Și pe urmă îi învață să facă copchilaș. Așa-i, așa-i. Ei, dar pe urmă le-or juca și nănașilor și covorul și i-or duși acasă și i-or pitrești și i-or chiui cu tot cuvărniceii și cu tot alaiul. Dar știi cum? Eu vreau acum să vină să cânte, știi cine? Băi, tare-i dragă fata asta. Eu când o văd, parcă-mi vine să o înfiez. Parcă i-aș spune fata tati. Tatăi, am și eu invidioasă. Hai, fata tati, vin și cântă-ne și nouă.
Adriana Ochișanu! Bine venit la nuntă! Cea din grădinuță, azi-i nunta mea măicuță. Din nuntaș cu bucurie, să mă duc la cununie. Floricea din grădinuță, azi-i nunta mea măicuță. Din nuntaș cu bucurie, să mă duc la cununie. Rămâi, mamă, sănătoasă, că din astăzi eu am plecat din casă. Mă duc cu păcimii tag, rămâi singură. Nu se opinească de mine să-ți amintească. Pune mama în piept o floare să-mi fie viața soare. Să nu se opinească de mine să-ți amintească. Rămâi mamă sănătoasă, că de astăzi o pleca din casă. Mă duc după cimita, că rămâi singură în ta. Din inimă parte pleacă, rămâne casa săracă. Au venit nuntaș la poartă, rămas cu mama și tată. Din inimă parte pleacă, rămâne casa săracă. Rămâi mamă sănătoasă, că de astăzi am plecat din casă. Mă duc după cimita, rămâi singură. Mulțumim! Așa, și mergem mai departe cu o sârbă frumoasă pentru mirii noștri și pentru Naș. Ia pregătiți prosoapele, uai! Pe lume cum să-mi spune chiuită de amor. De unde joacă gospodar jos, amarul să trăiască neamor. Știi omul să petreacă ca să-i placă și să-i și gândi. Pe Moldoveană unde joacă să-l întreacă, nu ai mari șenii. La zi de mare, de atunci și sunt alte pământul saltă. La gospodare, o bucurie n-o să-mi treci necântate. Paharul sus și să uităm de tot ce nu-mi faci nene. Și unul plus ca să petrecem toți așa cum se convine. Așa! Bucuria cu nătatea, pasul nimeni ține.
Ei, și la muncă, carne și ea sănătatea, ca așa ni ghini, ni ghini, bă! Dați-i de Doamne bucuria, bunătatea, pasul nimeni mai țini. Ei, și la muncă, carne și ea sănătatea, ca așa ni ghini. Lasă-i de mare, de adună-n șusul, calde-i pământul salte. La gospodare, o bucurie nu se-ntre și necântate. Paharul sus și să uităm de tot ce nu-i faci bine. Și unul plus, ca să petrecem toți așa cum se cuvine. Să-și mângâie sufletul și-l poartă. Și-l petrece veselii cu mândrie la o zi însemnată. Dar mari omul anumii să-și mângâie sufletul și-l poartă. Și-l petrece veselii cu mândrie la o zi însemnată. La zi de bani le adună-n și-n sufletul pământul sartă. La gospodare, o bucurie nu se-ntre și necântate. Paharul sus și să uităm de tot ce nu-i faci ghini. Și unul plus, ca să petrecem toți așa cum se cuvine, măi! Hei, este! Ei, și în continuare pentru Naș, o dedicație și pentru Miri. Cu ăștia să vă învechiți minut și cu alții să vă noiți. Hai da! Supărat că ești tu, Naș, la-i-la-i-la-i-la, că Nașul pleacă de acasă, la-i-la-i-la-i-la. Nu știu unde e ofistat, la-i-la-i-la-i-la, că prea nu însărat, la-i-la-i-la-i-la. Hai, hai, Nașule, tare-ți îndrat fetile. Hai, hai, Nașule, stai cu ele nopțile. Hai, hai, Nașule, tare-ți îndrat fetile. Hai, hai, Nașule, cu ele nopțile, măi, Nașule. Hai, la covorul Nașului, bă! Nașă mare, nașă mare, la-i-la-i-la-i-la, cu flori la încingătoare, la-i-la-i-la-i-la. Ia mai toamnă în pahare, la-i-la-i-la-i-la, și pornește jocul mare, la-i-la-i-la-i-la. Hai, hai, nașule, tare-ți-n dat pe tine. Hai, hai, nașule, stai cu ele nopțile. Hai, hai, nașule, tare-ți-n dat pe tine. Hai, hai, nașule, stai cu ele nopțile, voi nașule! Nașa-i cu ochii pe tine, la-i-la-i-la-i-la. Nu știu cum ai scap de sare, la-i-la-i-la-i-la, să te duci la mândreiane, la-i-la-i-la-i-la. Hai, hai, nașule, tare-ți-n drag pe tine. Hai, hai, nașule, stai cu ele nopțile. Hai, hai, nașule, tare-ți-n drag pe tine. Hai, hai, nașule, stai cu ele nopțile. Mulțumim! Ia chiuiți, băi! Măi! Haide, așa! Hai cu viața mea! Astă seară vreau să plec în bană să mă petrec, să beau vin și să bem bere ca să uit de cerenele. Astă seară vreau să plec în bană să mă petrec, să beau vin și să bem bere ca să uite cererele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Așa! Hey, oh, oh.
vin sarmalele. Și strângem trompetul în brațe, până se face bine imeață. Și-apoi iarăși până zori, să nu uiți ce înseamnă dor. Strângem toate în brațe, până se face bine imeață. Și-apoi iarăși până zori, să nu uiți ce înseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Până-n zori de dimineață. Dar îmi place să trăiesc cu omul care-l iubesc și să trăiesc din plin viața până-n zori de dimineață. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Mulțumim, mulțumim! Mulțumim frumos, draga tati! Trăiască Anișoara Adriana Ochișanu, trăiască mireasa noastră Anișoara și Victoraș Nirile. Eu zic că mai de doamne nunți de astea în sat la noi. Uite, am dansat și prosoapele, și covorul, și parcă am fost la concert astăzi. Tatăi, dar eu văd că tu pe tete le-ai văzut și încă mai zicei că femeile sunt bărfitoare. Le-am văzut pentru că m-am uitat la filmul nunții, dar cum? Când, tatăi, te-ai uitat? Dar eu unde eram? Tu căscai gura pe la flăcăi, draga tată, ia ca pe unde era. Vrei să-l vezi? Vreau, tatăi, că tare mi-au plăcut prosoapele, dar n-am înțeles fel de horboțâi că aveau pe margine. Dar toți vor să-l vadă. Hai să-l vedem, dar... Hai să vedem ce-o fac cu Gicu la nuntă. Ia, Gicule, arată-ne. Thank you.
niște jocuri mari. La 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 la, hai, hai, nașule, tare să-ți faci festile. Hai, hai, nașule, stai cu miele nopțile. Hai, hai, nașule, tare să-ți faci festile. Hai, hai, nașule, stai cu miele nopțile.
Production pentru acest filmuleț deosebit de frumos. Parcă am fost la nunta mea, pe cuvânt. Nici n-ai de ștea nina. Tatăi, dar de ce anume trebuie să te anini? Dar păi nu ne-ai văzut tu, dragă tate, nuntă, să nu vorbească după asta sat o săptămână. Dar lăsă tăi să grăiască, numai și... grăiască de ghine, tatăi. Ia că eu știu ce trebuie să facem ca să grăiască tăt satul. Și? Foaie verde, busuioc, puneți băsmăluța în jos. Ia hai la o peliniță, oameni buni, sau la o băsmăluță. Haide, toată lumea, împreună, hai! Hai, nu stați, că o să înghețați!
Bravo! Oameni buni, înainte nunță le țineau 3 zile. Dar noi ar trebui să o cam, să o cam terminăm. Haideți cu aplauze. Să o rotunjim. Să o rotunjim. Haideți să le mulțumim lăutarilor din Orchestra de Muzică Populară a fraților Ștefăneți, astăzi în formulă de nuntă. Mulțumim mult. Mulțumim, Edgar, mulțumim. Și Marcel. Mulțumim pentru mult și aceasta, soliștilor. Pentru această atmosferă, pentru dispoziția care ați creat-o. Și mulțumim mult soliștilor, firește. Mulțumim Marie Liuț și Crenguțe de Iederă. Aveți și o diplomă pentru participare și o diplomă de excelență din partea organizatorilor. Vă rog să vă apropiați, să vă luați simbolul evenimentului. Da, cineva din Crenguța de Iederă. Așa este. Mulțumim și celor care au cântat alături de Orchestra Fraților Ștefăneți, Iulian Corochi, Cornelia Ștefăneți și Adrian Ochișanu. Mulțumim dansatorilor din ansamblul de dansuri populare Fluieraș. Mulțumim tuturor actorilor care și-au jucat cu multă dăruire rolurile în această nuntă noastră. Mulțumim Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală pentru găzduire. Mulțumim Ministerului Culturii pentru organizare. Mulțumim lui Gicu, cameramanul! Și tuturor cameramanelor care au imortalizat tot spectacolul ăsta și îl vor transmite la toate canalele de televiziune. Și apropo, nu punem punct evenimentului pentru că avem expoziții frumoase în incinta muzeului. S-au scos de lezele de zestre cele mai prețioase scoarțe, așa că puteți să vă încălziți admirând și studiind fiecare scoarță în parte. Iar nunta a ajuns să duc nașul acasă cu tot cu covorul de nuntă. Da, și noi cu Rusalina Rusu și Andrei Porubin vă mulțumim că ați fost cu noi la această petrecere de cinste și haideți să spunem împreună Târgului Național al Covorului, ediția 8-a, la revedere și rămâne să ne vedem bine sănătoși la anul, la ediția a 9-a a Târgului Național al Covorului Dorului. Să fim sănătoși cu toții, să păstrăm lada de zestre, să valorificăm lada de zestre și să scoatem de acolo să vadă o lume întreagă ce e ce sufletul moldoveanului știe să prețuiască. Și un mulțumesc special grupului Media Show Group pentru organizarea acestei frumoase petreceri. Mulțumim dumneavoastră celor care ați venit, care nu v-ați speriat de frig, nu v-ați speriat de ger, ați dansat, v-a plăcut! Înseamnă că trebuie să mai repetăm. Mai vrem, dar noi. Așa, totul trebuie să fie cu măsură. Andrei, eu propun să închidem microfoanele și să bârfim fără ele. Haideți, dăm start bârfilor, oameni buni, de acum în mod particular. Mulțumim pentru atenție, o zi frumoasă. Și sărbători fericite tuturor!